Bună ziua și bine v-am regăsit! Ascultați Vocea Armatei, postul de radio online al Trustului de Presă al Ministerului Apărării Naționale. Suntem live pe pagina noastră de Facebook Vocea Armatei și ne puteți asculta accesând voceaarmatei.presamil.ro. Sunt Gabriela Ivan și vă prezint știrile de la ora 13. Ministerul Apărării Naționale scoate la concurs peste 2500 de locuri fără taxă pentru învățământul militar, universitar, postliceal și liceal. Dintre acestea, 893 de locuri pentru ofițeri, 678 pentru maestri militari, din care 25% sunt rezervate absolvenților din acest an ai colegiilor naționale militare, 399 pentru subofițeri și 600 de locuri pentru colegiile naționale militare. Înscrierile se pot face până la 1 martie. Pentru mai multe informații, consiliere și înscriere, cei interesați trebuie să se prezinte la biroul informare-recrutare care funcționează în cadrul centrului militar din județul sau sectorul în care domiciliază. Încheierea negocierilor și semnarea acordului privind aderarea Serbiei la Uniunea Economică Euroasiatică ar putea, conform declarației de ieri a președintelui Rusiei, Vladimir Putin, să fie finalizată până la sfârșitul acestui an. La conferința de presă de la Belgrad cu președintele sârb Aleksandr Vučić, președintele Putin a declarat că se așteaptă ca până la sfârșitul anului să se semneze un acord cu Uniunea Economică Euroasiatică și a subliniat consolidarea în continuare a relațiilor economice dintre Serbia și Rusia. Germania și China au semnat astăzi mai multe acorduri pentru consolidarea coordonării în domeniile bancar, financiar și al piețelor de capital și și-au angajat să deschidă în continuare accesul pe piață, precum și să aprofundeze cooperarea și să extindă legăturile economice. Aceste acorduri au fost convenite la finalul vizitei de două zile de la Beijing a ministrului german de finanțe Olaf Scholz, care a purtat negocieri cu vicepremierul Liu He, principalul consilier economic al președintelui Xi Jinping. Potrivit unei declarații comune făcute după purtarea negocierilor, ambele părți au reafirmat că vor consolida coordonarea politicilor macroeconomice și cooperarea pragmatică în domeniile fiscal și financiar și vor extinde cooperarea strategică. Președintele Statelor Unite ale Americii Donald Trump a anulat deplasarea unei delegații americane la nivel înalt la Forumul Economic Mondial, eveniment ce se va desfășura săptămâna viitoare în stațiunea elvețiană Davos. Liderul american și-a motivat decizia invocând suspendarea temporară a activității Guvernului Statelor Unite ale Americii, însă senatorul democrat Patrick Leahy a criticat măsura liderului american și a insistat asupra faptului că este momentul să se găsească o soluție. Agenția spațială japoneză a lansat pe orbită un microsatelit privat care va încerca să lanseze pentru prima dată o ploaie de stele artificială. Nava plasată pe orbită va încerca să creeze anul viitor o ploaie artificială deasupra orașului Hiroshima. Satelitul va lansa mici bile care luminează pe măsură ce vor pătrunde în atmosferă, transmite BBC preluat de radar. Crește numărul virozelor, iar specialiștii au declarat debutul sezonului gripal. 14 persoane au murit din cauza gripei, ultimul caz fiind al unui bărbat de 71 de ani din București, confirmat cu virusul gripal A. Ministerul Sănătății anunța peste 1100 de cazuri de gripă săptămâna trecută, față de 80 în aceeași perioadă a anului trecut. Și numărul total de viroze respiratorii acute a crescut cu peste 20% față de nivelul estimat. Specialiștii se așteaptă la o creștere mare a numărului de îmbolnăviri în următoarele săptămâni și recomandă consultarea medicului de familie în cazul apariției simptomelor de gripă și izolarea la domiciliu. Meteo la final, mâine termometrele vor indica 0 grade în Maramureș, 2 în Moldova, minus 2 grade în Transilvania, 3 în Crișana, 4 grade în Banat, 5 în Oltenia, 4 în Muntenia și 4 grade Celsius în Dobrogea. În plus, în estul țării se întorc ninsorile. În capitală, mâine vremea va fi destul de rece, temperatura maximă va fi de 2 grade, în timp ce minima va indica minus 2 grade Celsius. Șansele de precipitații cresc ușor. Acestea au fost ultimele știri ale zilei. Rămâneți la Vocea Armatei. Sunt Gabriela Ivan. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un weekend excelent. La revedere!